duminica care va veni este o zi specială pentru noi ca biserică, pentru noi ca urmași ai Domnului Iisus Hristos. Vom avea o zi de sărbătoare și această zi se numește Ziua Recunoștinței. Ziua în care vom veni ca să îi mulțumim lui Dumnezeu, să îi mulțumim pentru harul său, care este ceva deosebit și de nedescris pentru noi. De asemenea, să venim și să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru asale binecuvântări pe care El le-a revărsat în anul care a trecut, fie cele spirituale, fie cele materiale. Merită Domnul ca să fie lăudat pentru aceasta? Să știi că pâinea pe care ai servit-o astăzi la micul dejun este de la Dumnezeu și este o binecuvântare din partea Lui. Pentru că ce ai putut ca să deschizi ochii în această dimineață și să-ți pui picioarele pe podea când te-ai trezit, este un har de la Dumnezeu. El ne dă viața și mișcarea, spune Scriptura. De aceea să fim mulțumitori și recunoscători pentru toate lucrurile minunate pe care le face El. De asemenea, atunci când vorbim despre o zi mare în cadrul Bisericii Elim, despre o zi de sărbătoare, noi avem obiceiul și avem și învățătura în Sfintele Scripturi ca să nu o sărbătorim noi singuri, ci să o sărbătorim împreună cu cei care ne înconjoară. Este vorba despre colegii de serviciu, colegii de școală, vecinii noștri, prietenii noștri, rudele care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și noi vrem ca în această zi și ei să fie împreună cu noi. Și pentru aceasta este nevoie ca să mergem, să invităm și să le spunem să vină împreună cu noi la casa Domnului. Amin, biserica? Chiar la ieșire sau la intrare, fiecare am putut ca să primim și să facem parte din, să avem parte de niște invitații care vom merge la cei care nu-L cunosc pe Domnul și să le dăm această invitație invitându-i la casa Domnului. De multe ori acest lucru pe care îl facem este însoțit uneori pe unei dintre noi, ne însoțește o frustrare, ne însoțește o neîncredere, ne însoțește așa o frică. Domnul Iisus Hristos a prevăzut acest lucru și a spus că cine se va rușina de mine, mă voi rușina și eu în ziua când voi veni în slavă, în Luca capitolul 9 cu versetul 26. De aceea, noi de multe ori suntem oameni care avem nevoie de îndrăzneală. Și titlul predicii din această dimineață sună în felul următor: îndrăzneala de care avem nevoie. Vreau să vă provoc la o întrebare în această dimineață. Și dacă vreți să-mi răspundeți printr-o ridicare de mână, câți dintre dumneavoastră aveți nevoie de îndrăzneală? Eu credem că sunt singur. Slavă Domnului că mai sunt ca mine. Deci avem cu toții nevoie de îndrăzneală. Avem nevoie de o îndrăzneală care să vină de la Dumnezeu. Avem nevoie de intervenția lui Dumnezeu în viața noastră. Și atunci când vorbim de îndrăzneală și într-un mod deosebit că trebuie să mergem, să vestim Evanghelia, fratele Sașa spunea că săptămâna care ne stă în față vom merge în unele localități unde vom vesti pe Domnul. Și vă rog să vă rugați pentru noi ca să avem îndrăzneală, avem nevoie de aceasta. Cum putem ca să căpătăm îndrăzneală? Primul lucru despre care vom vorbi, dar înainte de toate, haideți să citim versetul pe care ne l-am propus în această dimineață. Spune așa: și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor. Dă robilor tăi să vestească cuvântul tău, cum? Cu toată îndrăzneala. Observați, aceștia sunt oamenii din biserica primară care au venit la un moment de răscruce, la un moment dificil în viața lor, au stat înaintea lui Dumnezeu și i-au cerut binecuvântarea. Și i-au cerut binecuvântarea în formă de îndrăzneală. Au venit și au spus: Doamne,
dă putere robilor tăi, dar pentru ce putere? Ca să, să simtă ei bine, ca să simtă prezența lui Dumnezeu. Nu, frați și surori, stimați prieteni, vin oamenii aceștia, apostoli și cei ce erau prezenți la această rugăciune și spune, dă Doamne, dă-ne Doamne putere pentru ca ce să facem? Să vestim cuvântul tău cu ce? Cu îndrăzneală. Deci oamenii aceștia aveau putere din partea lui Dumnezeu. Cum putem primi sau cum putem căpăta, cum putem deveni oameni îndrăzneți? Dar oameni îndrăzneți nu ca cu scopul de a-i călca pe alții în picioare, ci cu scopul de a merge și de a-L vesti pe Domnul Iisus Hristos. Pentru aceasta avem noi nevoie de îndrăzneală. Îndrăzneala vine în urma părtășiei cu Dumnezeu. Deci atunci când vorbim că ce avem nevoie de îndrăzneală pentru vestirea Evangheliei, pentru a merge și a le spune oamenilor despre dragostea sa, pentru a merge și a invita pe oameni la adunare, nu poți să ai astfel de îndrăzneală dacă nu petreci timp cu Dumnezeu. Dacă nu treci timp cu Dumnezeu. Haideți să venim și să mai citim un verset din Sfânta Scriptură, din același capitol, versetul 13. Spune că apostolii erau cei care predicau Evanghelia. Ca să înțelegeți contextul în care au fost scrise aceste cuvinte, se vorbește despre doi oameni al lui Dumnezeu, despre Petru și Ioan. Aceștia aveau obiceiul ca să meargă la templu, acolo să se închine Domnului și să vestească Evanghelia. Veți citi, puteți să citiți această istorie în capitolul 3 din Faptele Apostolilor și capitolul 4. Pe când merg ei la templu, întâlnesc un olog acolo la o poartă și acela stătea acolo pentru a cerși. Oamenii aceștia se apropie de el și îi spune, auzi om bun, argint și aur nu avem, dar ce avem, aceea îți dăm. Și îi spune, în numele lui Iisus, scoală-te și umblă. Omul nostru, atins de Domnul Iisus Hristos, se ridică și începe să meargă. Este o minune a lui Dumnezeu. Și acești doi oameni încep ca să predice Evanghelia. Și spune Scriptura că atunci când ei predicau Evanghelia, în versetul 4 spune, însă mulți din cei ce auziseră cuvântarea au crezut. Observați, cuvintele lor nu erau doar niște cuvinte filosofice care să impresioneze pe oameni. Spune că ei au predicat cuvântul și însoțiți de puterea lui Dumnezeu, oamenii au fost mișcați de aceste cuvinte și ei au crezut. Dar martori ai acestor evenimente nu erau doar oamenii simpli care veniseră să se închine la templu, ci martori ai acestor evenimente, spune Scriptura că era capitanul templului. Este vorba de un fel de poliție internă care era acolo, care se ocupa de paza templului și administrarea. Era vorba despre marei templului, da? Și era vorba despre cărturari saduchei. Aceștia priveau la acești doi oameni și spune Scriptura următoarele lucruri. Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, ce au făcut? S-au mirat. Au rămas impresionați. Dar de ce? Întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând. Ca să înțelegem bine acest verset pe care îl citim, în secolul 1 nu toți oamenii aveau acces la cunoștință, nu toți oamenii puteau să meargă la școală. Și majoritatea populației de atunci nu era cărturară, poate știau doar să citească, nu știu dacă mai puteau și să scrie. De obicei aveau parte de carte, să putem spune așa, oamenii de viță aleasă.
Da? Iar aceștia din istoria pe care o vedem noi în Evanghelie, se spune că Petru, Ioan erau oameni simple, erau pescari, oameni care nu aveau timp ca să meargă la universitate. Era nevoie ca să-și câștige pâinea pescuind, da? Sau având o altfel de meserie. Aceștia rămân uimiți și pe lângă faptul că sunt uimiți, ei fac o deducere. Și vreau să mă opresc la această deducere. Spune, s-au mirat întrucât știau că erau oameni necăjiți și de rând și au priceput că fuseseră cu cine? Cu Iisus. Wow! Este ceva deosebit. În acest verset descoperim un adevăr, că atunci când petreci timpul cu Iisus, atunci se schimbă multe lucruri în viața ta. Este cineva care s-a întâlnit cu Iisus și a rămas același? Cei care v-ați întâlnit cu Iisus și ați experimentat o schimbare în viață, puteți să ridicați o mână spre slava Domnului. Slava Domnului, pentru că atunci când te întâlnești cu Dumnezeu, nu mai poți să rămânea același. Nu mai poți să fii cum ai fost până ca să-L cunoști pe El. Dar am spus că atunci când vorbim că avem nevoie de îndrăzneală, în cazul nostru spunem că avem nevoie de părtășie cu cine? Avem nevoie de părtășie cu Dumnezeu. Astăzi Domnul Iisus Hristos nu este printre noi într-un mod fizic, ci El este în mijlocul nostru și este cu noi într-un mod spiritual. El este în locul acesta. El este în inimile noastre. El este în viețile noastre. Dar cum putem noi ca să avem părtășie cu El? Sunt două metode foarte simple pe care Dumnezeu le-a pus la dispoziția noastră. Unul, puteți să vă notați, este rugăciunea. Și doi, este citirea cuvântului și adâncirea în cuvântul lui Dumnezeu sau meditarea asupra cuvântului lui Dumnezeu. Mai există și postul și alte lucruri, dar nu vreau să mă opresc la acestea. Vreau doar să mă opresc puțin la rugăciune. Și ca să înțelegem un lucru, de multe ori am auzit zicala și poate și de la învonul acesta am spus și eu această zicală, căci rugăciunea este puterea care mișcă mâna lui Dumnezeu. Și atunci când începem ca să gândim în felul acesta, putem să înțelegem căci noi venim în rugăciune, ne rugăm, stăruim, strigăm, suspinăm, plângem și așa mai departe și la un moment dat îl înduplecăm cumva pe Dumnezeu și El este Cel care vine și acționează. Eu cred că și noi trebuie să ne rugăm și să cerem de la Dumnezeu binecuvântarea și o fac de multe ori. Dar rugăciunea, în primul rând, își are scopul nu ca să-L schimbe pe Dumnezeu, ci rugăciunea așa are menirea și scopul ca să ne schimbe pe noi după voia lui Dumnezeu. Fiindcă atunci când începi ca să petreci timp cu Dumnezeu, începi ca să ai părtășie cu Dumnezeu, știți ce se întâmplă? Vii cu ideile tale și pleci cu ale Lui, slăvit să fie Domnul. Poți să spui aceasta. Vii cu gândurile tale, vii cu filosofia ta. Vii cu părerea ta despre viață și îi spui, Doamne, așa ar trebui să fie. Dar când începi ca să petreci timp cu Dumnezeu, în rugăciune și în citirea cuvântului, vii cu ideile tale și pleci cu ale Lui. Slavă Domnului pentru aceasta! Și Dumnezeu numește aceasta schimbare, numește aceasta transformare. Știți ce se întâmplă? Se întâmplă că petrecând timp cu Dumnezeu, Dumnezeu începe ca să aibă influență în viața noastră. Vă dau un exemplu. Noi toți avem, majoritatea sunt copii, dar unii deja avem copii, alții și nepoți. Și noi știm un lucru, căci copiii noștri când încep ca să crească, la un moment dat ei ce fac? Ei încep ca să ne copie. Da? Încep ca să ne copie. Și să știți că copiii sunt cei care sunt cu ochii pe noi. Și dacă tata când vine seara acasă și mama îi pune mâncarea pe masă
și ceva nu-i place și cumva se dă pe față, pe mimică, strâmbă din nas, cum spunem noi, să știți că copiii când o să vină la masă și mama o să le pună mâncarea pe masă și nu o să le placă, știți ce o să facă? Fix ca tata. Ați auzit copiii care vorbesc vulgar vreodată? Eu am auzit. Este un lucru urât, este un lucru mizerabil, este ceva... Nu am cuvinte ca să descriu. Dar știți de ce copiii vorbesc așa? Fiindcă ei copii pe cine? Ei copii pe mama și pe tata. De ce? Pentru că și copiii petrec timp în familie și anturajul acesta familiar, el îi influențează și le formează caracterul, le formează felul de a gândi, le formează felul de a se comporta. Dar se mai întâmplă ceva, copiii cei mici încep ca să crească. Încep să se depărteze de părinți și la un moment dat devin într-o măsură oarecare independenți de părinți. Haideți să vedem procesul acesta la copiii de 11 ani, da? Ce se întâmplă? Băieții, fetele încep ca să se depărteze puțin de părinți, li se pare că ei știu ce este viața, cum trebuie să-ți trăiești viața și așa mai departe. Și când îl vezi într-o zi, îți vine acasă, parcă este papagalul din colevie, da? Este roșu, verde, albastru și îi spui, măi omule, unde ai văzut lucrul acesta? Și spune, am văzut la cutare pe internet, pe televizor și așa mai departe. Ce se întâmplă? Copiii noștri încep ca să fie influențați deja de cultura în care noi ne aflăm. De ce spun exemplele acestea? Concluzia este una. Cu cine petreci timpul mai mult? Cu acela ce? Semen. Cu acela semen. Deci dacă începem ca să petrecem timp cu Domnul Iisus Hristos, să avem părtășie cu El prin rugăciune, prin citirea cuvântului, prin meditare, prin închinare, începem să semănăm cu cine, frați și surori? Aveți îndrăzneală și spuneți, începem să semănăm cu Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Asta este scopul lui Dumnezeu, ca să ne facă după chipul și asemănarea Lui. Aceasta este voia lui Dumnezeu pentru viața noastră. De ce? Pentru ca să ai această îndrăzneală, ca să poți să mergi, este nevoie ca să petreci timp cu Dumnezeu. Noi acum cu întreaga biserică citim Evanghelia după Matei, și citim capitolele 19, 20 și așa mai departe. Știți ce am observat în viața Domnului Iisus Hristos? Iisus n-a fost o persoană care o pui aici și stă și o iei de aici și o duci în altă parte și tot stă. Iisus a fost acela care a avut influență în viața aceasta. El a fost acela care, când a fost vorba de păcat, când a fost vorba ca să-i mustre pe farisei, știți cum a făcut-o? A făcut-o cu îndrăzneală. Credeți lucrul acesta sau nu? Vă dau un exemplu. Vine la templu să se închine și acolo cei? Acolo e talcioc, cum spunem noi, da? Piață, da? Și ce face Domnul Iisus? O, oameni buni, vă rog, hai, nu este frumos ce facem? Nu. Face un bici, bătaie, afară. Îi alungă, le răstoarnă mesele. A fost Iisus plin de îndrăzneală? A fost Iisus plin de îndrăzneală, slăvit să fie Domnul. A fost Iisus plin de îndrăzneală când au venit fariseii, saducheii cu scop ca să-L ispitească și a spus, spune-ne, te rog, este bine ca să plătim bir cezarului sau nu? Dacă ne-ar fi întrebat pe noi, fără să știm istoria, ar am avut 1001 de motive ca să nu plătim impozitele, nu? Fiindcă au furat miliardul și așa mai departe. Avem noi așa dovezi, știți? Citim internetul, știrile și așa mai departe. Iisus spune, de ce vreți să mă ispitiți? Nu le dă răspunsul, dar răspunde, de ce ați venit să mă ispitiți? Este îndrăzneală? Îndrăzneală, da? Și le spune următorul lucru. Dați cezarului ce este cezarului, da? Dați-i un ban, a cui slove și a cui chip este... O să citiți acasă. Dați cezarului ce este cezarului și dați lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu.
A avut Iisus îndrăzneală? A avut. Pot să aduc încă zeci de exemple de genul ăsta, nu ne permite timpul. De aceea, pentru a avea îndrăzneală, este nevoie ca să petrecem ce? Timp cu Dumnezeu. Începând de mâine dimineață, vom avea o săptămână de post și de rugăciune. Vă invit pe toți ca la ora 7 să fim în locul acesta și să stăm în părtășie cu Dumnezeu, să stăm aproape de Dumnezeu, să ne rugăm, să venim și să-i spunem: Doamne, vreau să merg săptămâna aceasta și să-i invit pe duminică la adunare. Doamne, dar mi-e frică. Doamne, nu am îndrăzneală. Doamne, sunt gângav, așa ca Moise, și nu pot să vorbesc. Fii sigur, căci pleci, vii cu ideile tale și pleci cu ale Lui. Slăvit să fie Domnul. Să mergem mai departe. Îndrăzneala vine ca rezultat al dedicării mele totale Lui Dumnezeu. Îndrăzneala vine ca rezultat al dedicării mele personale, total Lui Dumnezeu. Acum nu vă rog să ridicați mâna, dar vă pun o întrebare. Când este vorba despre dedicare, știți ce înseamnă a te dedica? A te dedica, într-o exprimare mai simplă, înseamnă a te dedica cuiva fără să-ți aparții ție însuși. Fără să-ți aparții ție însuși. Și acum o să vă dau un exemplu și fiecare o să încercați să vă cercetați. Sunteți dedicați sau nu? Imaginați-vă că ați fost chemați la o activitate în biserică. Cu întreaga biserică, nu la un frigărui. La o evangelizare, da? Sau să mergem la un spital, sau să mergem să facem ordine în apartamentul unui invalid, sau ceva care firesc este nu prea plăcut. Și când ai fost invitat, câte zeci de scuze ai avut? Unii poate nu vorbesc despre toți, dar eu câte scuze am avut? Și atunci când știi că poți să mergi și poți să faci, dar ai scuze, atunci puneți un semn de întrebare așa mai mare decât tine și întreabă-te: ești dedicat lui Dumnezeu sau nu ești dedicat? Sunt scuze care susțin examenul, fiindcă poate chiar nu poți, dar când poți și ai scuze, atunci dedicarea mea este pusă la îndoială. Vreau să citim împreună versetele 18, 19 și 20 din acest capitol, care spune așa: și după ce i-au chemat, deci oamenii aceștia au fost opriți atunci când vesteau Evanghelia și spune că i-au aruncat în temniță. A doua zi s-a adunat tot sinedriul sau sfatul bătrânilor. Acești oameni aveau autoritatea să te vâre în pușcărie pe viață sau să te scoată de acolo. În mâinile lor, de multe ori, era ținea de viața și moartea ta. Să știți că și ei au fost cei care au realizat executarea Domnului Iisus Hristos prin mâinile lui Pilat, prin mâinile Imperiului Roman. Au manipulat lucrurile și l-au omorât pe Domnul Slavei. Spune: și după ce i-au chemat, le-au poruncit să nu mai vorbească cu niciun chip, nici să mai învețe pe oameni în numele lui Isus. Deci dacă privim la prima vedere acest verset, ideea este aceasta: despre Isus nu mai vorbiți. Dar dacă ne aducem puțin mai mult în esența acestui verset, observați că ce îi spune: cu niciun chip, sub nicio formă, oameni buni. Nu le-au spus: uitați-vă, plecați de aici din templu, mai mult nu veniți aici, nu vorbiți despre Domnul Iisus, nu vorbiți despre înviere și așa mai departe. După gard faceți ce vă duce capul. Nu. Îi spune că după gard tot nu. La serviciu nici într-un caz. Când ieși în scara blocului, nici atât.
Când te-ai oprit la semafor și a venit unul cu cerșitul și ai dat geamul în jos și vrei să-i dai un leu, nu poți să-i dai și o broșură. Sub niciun chip, oameni buni. Mai departe spune, drept răspuns Petru și Ioan, ce au făcut? Le-au zis, spune Scriptura, judecați voi singuri. Dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât Dumnezeu? Imaginați-vă că stai în fața procurorului sau în fața judecătorului, nu prea înțeleg bine toate lucrurile astea, și cel care la sfârșit poate să răstească sentința, cu alte cuvinte tu îi spui, auzi, tu cine ești? Eu mă închin lui Dumnezeu. Cum crezi? Este mai bine să ascult de tine ori de Dumnezeu. Știți ce îți face judecătorul acela? Întrebați-l pe Adrian după rugăciune, după adunare. El merge deseori la judecată. Îți rostește o sentință că te doare spatele. Și uitați-vă ce spun oamenii aceștia. Căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut. Despre ce am văzut și ce am auzit. Dar ce au văzut oamenii aceștia? Ce au auzit oamenii aceștia? Ce i-a motivat ca să își dedice viața lui Iisus Hristos? Ce i-a făcut pe oamenii aceștia ca să fie gata să moară? Ce i-a făcut pe oamenii aceștia ca să fie gata ca să își piardă viața, să își piardă poziția sau nu știu ce acolo? Știți ce i-a făcut? Eu petrecut timp cu Iisus. Slavă Domnului, biserică! Atunci când ai experiența reală cu Dumnezeu, experiența reală a întâlnirii cu El, am spus din start că nu mai poți să fii așa. Nu mai poți să rămâi cum ai rămas și ești gata ca să-ți dedici viața. Acești oameni au fost cu Domnul Iisus Hristos 3 ani și jumătate aproximativ. Ei au văzut vindecări, ei au văzut izgoniri de draci, ei au văzut înviere din morți. Ei l-au văzut pe Domnul său care era răstignit pe cruce și era mort. Dar ei au văzut învierea, slăvit să fie Domnul. Și acest lucru i-a motivat pe ei ca ei să-și dedice viața Domnului Iisus Hristos. Am spus că ne-am întâlnit cu El, dar vreau să-ți răspunzi în dreptul tău. Ți-ai dedicat viața Lui? Dacă ai nevoie de îndrăzneală, primul lucru este ca să petreci timp cu Dumnezeu, al doilea lucru este ca să-ți dedici viața Lui. Totalmente, fără niciun regret, cu tot ce ești, să-i aparțin Lui. Avem cântări pe care le cântăm despre dedicare. Dumnezeu este Cel care ne cunoaște inima. 3. Îndrăzneala vine în urma umplerii cu Duhul Sfânt. Versetul din Scriptură. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu. Cum? Cu îndrăzneală. Observați, oamenii aceștia, după ce Dumnezeu a intervenit, după ce Dumnezeu s-a atins de ei, Dumnezeu i-a umplut cu Duhul Sfânt și oamenii aceștia n-au mai fost cei care să se teamă, n-au mai fost cei care să se îndoiască, n-au mai fost cei care să spună că nu pot, n-au mai fost cei care să spună că mi este frică. Spune că ei s-au umplut cu Duhul Sfânt și ce-au făcut? Au mers și au vestit cuvântul cum? Cu îndrăzneală. Atunci când mergi ca să faci lucrarea lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu în săptămâna care ne stă în față este ca să mergem și să invităm la biserică, nu exclude supranaturalul din viața ta. Cheamă-L pe Dumnezeu și vino și spune-i, Doamne, am nevoie de binecuvântare. Știți că uneori când venim în rugăciunile noastre, încercăm să-L impresionăm pe Dumnezeu cu rugăciuni așa frumoase, cu rugăciuni așa, cu o schiță ca predica mea din această zi, primul punct, a doua punct, și suntem gata să o dăm lui Dumnezeu și în scris, numai ca El să nu uite și cumva El să vină și să intervină. Îmi place foarte mult
rugăciunea acestor oameni. Și vreau să o citesc încă o dată. Versetul 29 pe care l-am citit la început și spune: și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor. N-au venit să filozofeze înaintea lui Dumnezeu, au venit și au spus: Doamne, noi știm care ne este chemarea și noi știm care este porunca ta. Porunca ta este scrisă în Matei capitolul 28. Mergeți în toată lumea și ce faceți? Faceți ucenici în toate neamurile, spune Domnul Iisus Hristos. Doamne, noi știm lucrul acesta, dar uite, merg și acolo ne amenință. Doamne, te rog, vină tu și intervină. Înțelegi că suntem oameni, înțelegi că suntem carne și uneori poate, Doamne, ne este frică pentru că este amenințată viața noastră. Ei vin și spune: și dă putere, Doamne, robilor tăi. De obicei noi venim în locul acesta, frați și surori, și bine ca să simțim prezența lui Dumnezeu, ca să fim umpluți de puterea lui Dumnezeu, ca să putem să trăim săptămâna care ne stă în față, în sfințenie și în curățenie. Dar observați un lucru, puterea lui Dumnezeu în majoritatea cazurilor se dă pentru ce? Pentru vestirea Evangheliei. Fapte, capitolul 1 cu versetul 8, sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. Le spune apostolilor să nu vă depărtați de la Ierusalim până nu se va pogorâ ce? Duhul Sfânt peste voi. Și când se va pogorâ, este o parafrazare, veți primi o putere. Dar o putere nu ca să vă simțiți voi bine, ci veți primi o putere ca să-mi fiți ce? Martori. În Ierusalim, în Samaria, până la marginea pământului. Doamne, dă-ne putere, dar puterea ne se dă pentru ca să avem ce? Îndrăzneală. Puteți să spuneți amin? Amin. Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne ajute pe noi toți la aceasta. Și ultimul lucru despre care vreau să vorbesc în această zi este că ce îndrăzneala vine în urma acțiunii și unității din biserică. Fapte 4 cu 33 spune: apostolii mărturiseau cu multă putere despre ce? Despre învierea Domnului Iisus. Dar imaginați-vă că apostolii erau să spună: am primit puterea, ne simțim bine, acolo ne amenință cu moartea, nu mergem. Nu mergem. Mai primeau ei binecuvântarea, frați și surori. Gândul mai departe spune: și un mare har era peste toți. Când a venit acest mare har peste toți? Când oamenii aceștia, biruind frica, și-au luat inima în dinți și au mers și ce-au făcut? Au vestit Evanghelia. Și atunci un mare har a venit peste cine? Peste ei și peste ceilalți. De aceea este bine ca să mergem, să începem să facem primii pași și Dumnezeu atunci începe ca să-și reverse binecuvântarea. În Vechiul Testament sunt foarte multe exemple de genul acesta. Când oamenii au început ca să acționeze și în momentul când au început ca să acționeze, Dumnezeu a fost cel care i-a binecuvântat. Apoi, este nevoie de unitate. Ca să avem, așa cum spune versetul, mulțimea celor ce crezuseră era ce? O inimă și un suflet. Vreau să vă spun că în viața noastră de multe ori sunt capitani, sunt saduchei, sunt farisei și așa mai departe, e o listă întreagă, care vin și vorbesc în viața noastră. Și unul dintre cei care vorbesc încep să spună logic: am făcut atâția ani și nu avem niciun rezultat. Apoi experiența amară. Am mers, am vestit și am fost batjocoriți. Și sunt diferite lucruri de genul acesta. Și aceste lucruri aduc discordie în biserică, în trupul lui Hristos. Este nevoie ca să le închidem gura la aceste lucruri și să mergem prin credință. Și Dumnezeu este Cel care să ne dea biruință. Credeți lucrul ăsta? Slăvit să fie Domnul!